Duminică vom sărbători Ziua Națională a României. Cu acest prilej, în toate locașurile de cult ortodoxă din țară și din afara granițelor, va fi oficiat un tedeum. De asemenea, va fi oficiată și o slujbă de pomenire a eroilor neamului la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. Programul acestor slujbe îl aflăm din următorul comunicat, remis astăzi de biroul de presă al Patriarhiei Române de Ziua Națională a României, duminică 1 decembrie 2019, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, bisericile parohiale și mănăstirești din țară și străinătate, precum și în paraclisele școlilor de teologie ortodoxă, va fi oficiată slujba de tedeum pentru eroii neamului românesc care prin jertfa lor au înfăptuit Unitatea Națională a Românilor în anul 1918. La Catedrala Patriarhală, Tedeumul va fi oficiat începând cu ora 12. În București, la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol, o slujbă de pomenire a eroilor români care au luptat pentru apărarea țării, credinței, libertății, unității și demnității naționale va fi oficiată de la ora 9.